Citi un text din Sfânta Scriptură și anume vom citi din Epistola către Evrei, capitolul 11, începând cu primul verset. Epistola către Evrei, capitolul 11, începând cu primul verset. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain, prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, cu toate că este mort. Și versetul 6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el este și că răspătește pe cei ce-l caută. Amin. Ocupați locurile. În Evanghelia lui Matei și Evanghelia lui Luca, Domnul Iisus Hristos este citat spunând despre sângele neprihănitului Abel. În această epistolă către evrei, noi vedem aici, vorbindu-se despre acest om cu numele Abel, și Domnul Iisus Hristos confirmă că persoana aceasta a trecut la cele veșnice, dar a rămas în urma lui o mărturie, și mărturia care a rămas e o mărturie vie, e o mărturie care vorbește și e vorba despre o persoană neprihănită. În această seară eu aș dori împreună cu dumneavoastră să ne uităm la versetele acestea. Ne vom uita și în Genesa, capitolul în care ni se descrie despre jertfa pe care a adus-o Abel și despre jertfa care a adus-o Cain. Și aș dori ca din toată învățătura pe care ne oferă Sfânta Scriptură în legătură cu Abel să învățăm ceva care să putem pune și noi în practică. Mă gândeam săptămâna aceasta la lucrurile pe care le descoperă arheologii. Și sunt unele piese destul de mari, destul de bogate, cu text, cu inscripții, și arheologii se chinuie împreună cu oameni de știință, împreună cu oameni care știu să descifreze simboluri, știu să interpreteze anumite semne, știu să citească și să traducă anumite limbi vechi și să ne spună nouă despre ce este vorba, din ce epocă sau din ce regiune, din ce zonă face parte acel obiect. Dar sunt unele descoperiri pe care nu este nicio inscripție, pe care nu este niciun fel de simbol și totuși oamenii se uită la acea piesă, la acea bucată de piatră, la acea bucată de ceramică sau orice nu ar fi. Și ei pot să-ți spună o istorie întreagă care stă în spatele acelei piese. Spunea cineva că orice om în lumea aceasta, dacă a trăit măcar o singură zi, el totuși a lăsat o mărturie. Dacă o persoană a locuit pe fața acestui pământ, nu contează în ce țară, nu contează în ce epocă, nu contează cine el a fost, contează totuși felul în care el și-a trăit viața. Că a trăit viața bine, că a trăit viața rău, ceea ce rămâne în urma lui este o istorie care va fi spusă, este o mărturie care va fi transmisă, depinde de felul în care el o trăiește. Noi nu știm multe detalii despre Abel. Noi știm că el a trăit ca și copil a primei familii, un om care a ajuns să fie cioban, un om care a început să aibă grijă de vite
Și a avut și el, ca și fratii său, înțelepciune dată de la părinți și de la Dumnezeu să vină și să se închine înaintea Domnului. Am înțeles din învățătura care i-a fost dată că un Dumnezeu a creat toate acestea și că acest Dumnezeu viu și adevărat l-a creat pe tatălui și pe mama sa. Noi știm că el a venit să se închine la altar, la fel cum a venit și fratele său. Nu ne spune Sfânta Scriptură de câte ori au venit acești doi frați la altar să se închine. Dar ne spune că jertfa pe care a adus-o unul a fost foarte bine primită înaintea Domnului. Și jertfa pe care a adus-o celălalt a fost respinsă. Unul a fost acceptat de către Dumnezeu, celălalt a fost respins. Credința neprihănitului Abel este o credință de la care ar trebui noi să învățăm, este o credință de la care ar trebui să ne luăm un exemplu în vremurile în care ne aflăm noi în viacul acesta. Suntem într-o țară creștină, suntem într-o țară care zice tot ceea ce contează e ție să-ți fie bine, pe tine să te aranjeze, și de multe ori credința în Dumnezeu este ceva care încurcă pe oameni. Credința în Dumnezeu este ceva care deja e rușinos să o mai manifesti, să o spui, să o promovezi. De la Abel înțelegem că să fii un om neprihănit e, în primul rând, să fii un om credincios. Ne uităm în acest text și ne spune versetul 6, și fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Mă gândeam astăzi la lucrul acesta și anume că Adam și Eva au avut părtășie cu Dumnezeu în grădină. Datorită neascultărilor, ceea ce a rămas pentru Abel din acea grădină era doar un drum care, sau o potecă prăfuită și plină de buruieni, pentru că nimeni nu mai mergea pe ea, dar era drumul care ducea spre intrarea în acea grădină, unde stătea Îngerul Domnului cu sabia învăpăiată să nu mai intre nimeni acolo. Omul acesta n-a văzut multe, omul acesta n-a avut descoperirile pe care le-a avut taică-său în legătură cu Dumnezeu, omul acesta a fost limitat datorită păcatului. Dar n-a putut să-l limiteze nimic, să nu se apropie de Dumnezeu în felul în care Domnul l-a chemat și Domnul cheamă pe fiecare. Versetul 6 ne spune că fără credință este imposibil. Așa după cum spune medicina, fără apă omul nu poate trăi, fără oxigen omul nu poate trăi, fără ca o persoană să aibă câtuși de puțină timp de odihnă și de somn, nu poate să trăiască multe zile. Și sunt multe lucruri fără de care noi nu putem să ne avem viața aceasta pământească. Sunt chestiuni fără de care noi nu putem, dacă vrem să ajungem dintr-un loc în altul. Se spune că o doamnă a ridicat receptorul și sună la o agenție de turism și zice: aș vrea și eu să petrec o vacanță la Hawaii, dar tare mi-e frică să zbor cu avion. Și mai tare mă deranjează faptul că trebuie să zbor mai mult de o oră sau două. Și zice: n-ați putea voi să-mi aranjați un așa fel de bilet de călătorie ca din Chicago să pot ajunge undeva în California și de acolo poate să iau trenul și să mă duc la Hawaii. Habar n-avea pe ce lume se află. O altă persoană sună la agentul de turism și îi spune: m-ați amăgit, pentru că atunci când am procurat cu voi vacanța la Florida, nu v-am spus eu să-mi dați hotel cu geamul spre ocean? Și Domnul îi spune: da, ai spus asta, dar ai spus că vrei să te odihnești în Orlando și Orlando e la mijlocul Floridei.
La care persoana deranjată zice, de ce mă mințești? Eu m-am uitat pe hartă și Florida e foarte îngustă. Ar trebui să văd oceanul. Oameni cu impresii foarte bizare, bazându-se pe anumite concluzii, pe anumite așteptări care ei și le fac și vor ca așa să meargă lucrurile. E cu neputință să ajungi la Hawaii până când nu mergi cu vaporul, nu zbori. Nu știu altă modalitate. Cu ce mai poți ajunge acolo? Nu știu altă posibilitate să vezi oceanul decât să te duci la litoral. Sunt anumite lucruri elementare fără de care nu poți să te aștepți să ai un alt rezultat. E un semn de întrebare. De ce unul din acești doi frați ajunge să se închine Domnului într-o formă diferită? Ca mai apoi Domnul să-i spună, nu e bine ceea ce faci și ia seama la inima ta pentru că păcatul acolo pândește. Abel vine înaintea lui Dumnezeu și vine pe baza credinței și ajunge să fie neprihănit pe baza credinței și ajunge mărturia vieții lui, care a fost destul de scurtă, să fie o mărturie vie pentru noi astăzi din cauza credinței. Deci credința neprihănitului Abel în primul rând este dovedită prin fapte. Noi ne spune Sfânta Scriptură și dacă întoarceți împreună cu mine în cartea Genesa, veți vedea că aici, în capitolul 4, nouă ni se spune foarte scurt că, în versetul 2, că Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Deci capitolul 4 din Genesa vrea să ne dea răspuns la întrebarea cum se face că faptele lui Abel au fost plăcute Domnului, iar faptele lui Cain nu au fost plăcute. Cu alte cuvinte, eu mă refer la procesul acesta de a aduce jertfă. Despre aceasta noi vorbim. E cu neputință să te apropii de Dumnezeu fără să nu ai credință. O credință pe jumătate valabilă sau pe jumătate vie e lipsă de credință. Nu există înaintea Domnului să vină un om și să zică, nu, o să mă închin astăzi Domnului, dar cine știe, este ori nu este. Nu poate o persoană să se aștepte să primească răspuns din partea Domnului dacă el vine la rugăciune și zice, cine știe dacă Dumnezeu îmi va da răspunsul sau nu îmi va da răspunsul. Nu poate o persoană să se aștepte la binecuvântări în viața aceasta dacă el nu cinstește pe Dumnezeu cu faptele lui. Al cinsti pe Dumnezeu cu faptele tale înseamnă să manifesti credință, că spune versetul 6, oricine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că Dumnezeu este și că răsplătește. Deci nu poți să spui doar cu vorba că crezi în Dumnezeu, nu poți doar să spui, mă rog și eu Domnului, faptele tale ar trebui să dovedească că tu știi că Dumnezeu este, El ascultă și răsplătește conform faptelor și acțiunilor pe care le ai. Abel se apropie de Dumnezeu cu credință și credința aceasta este dovedită. Evrei, capitolul 11, versetul 6, partea a doua, nouă ne spune următoarele. Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie. E ca și o poruncă. Dumnezeu nu ne dă opțiunea să vină oricum. Dumnezeu nu spune să-și trăiască viața omul cum vrea el, oricum i-ar plăcea. Dumnezeu zice, trebuie. Abel în postura lui de om păcătos, un om care vroia să se apropie de Dumnezeu. El a venit înaintea Domnului pentru că trebuie. Și acest trebuie este un imperativ, sună ca și o poruncă. Nu ne spune Sfânta Scriptură că orice persoană care se apropie de Dumnezeu, el trebuie să creadă
și să creadă nu numai că Dumnezeu este, dar și că Dumnezeu răsplătește. Aș dori ca să accentuez aici că această dovadă a credinței lui Abel, într-adevăr, e bazată pe faptele pe care le-a avut. Închinarea înaintea lui Dumnezeu este o manifestare a credinței noastre. Închinarea pe care noi o aducem Domnului, Dumnezeului nostru, este nu numai un exemplu și o dovadă a dragostei noastre care o avem față de Dumnezeu. E ceva mai mult. E diferit de ceea ce unii oameni înțeleg a fi datorie. Da, e adevărat, uneori trebuie să te forțezi. Uneori trebuie să te impui. Și trebuie să impui trupul acesta să vrea să vină la închinare înaintea Domnului. Dar omul n-ar trebui să uite că Dumnezeu este Cel care așteaptă ca tu să te apropii. Omul n-ar trebui să uite că Dumnezeu este Cel care a deschis calea. Calea ca să intri în părtășie cu El. Domnul Iisus Hristos lucrul acesta l-a făcut. Este foarte ușor și foarte simplu să crezi că Dumnezeu este și să stai departe de El. Este foarte ușor să spui că îl crezi și tu pe Dumnezeu, dar să nu faci nimic altceva mai mult. Da, e adevărat, biserica de astăzi nu mai are altare, nu mai aduce animale pe aceste altare, dar biserica de astăzi poate să păstreze aceeași atitudine a inimii pe care a avut-o Abel. Noi ne aducem aminte despre sfinții din veacurile din trecut, unele biserici chiar poartă numele anumitor sfinți, unele persoane își pun numele la copiilor cu numele pe care le-au purtat anumiți sfinți în vechime. Și poate e corect lucrul acesta, poate este greșit, nu vreau să judec pe nimeni. Dar important este ce facem noi cei de acum, cei de astăzi, în raportul cu creștinii care au trăit până la noi, în raportul cu acești oameni care sunt exemple și eroi ai credinței, enumerați și puși în lista aceasta din capitolul 11. Cu toții îi cunoaștem despre Abel încă din școală duminicală. Pentru că de acolo au început să ne învețe. Abel s-a închinat Domnului. Dar câți dintre noi realizăm ca orice persoană care se apropie de Dumnezeu nu poate să nu fie credincioasă. Și orice persoană care spune că este credincioasă ar trebui să arate prin faptele lui că el este credincios. Credința neprihănitului Abel este o credință care l-a ajutat să rămână integru. Neprihănit, cu alte cuvinte. L-a ajutat să rămână curat. Pentru că despre aceasta ne spune Sfânta Scriptură în versetul 4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain, prin ea a căpătat el mărturie că este neprihănit. Dacă ne uităm în versetul acesta 4, vom vedea că nouă ne spune prin această jertfă pe care a adus-o el, a fost o jertfă mai bună decât a lui Cain. Și neapărat se ridică întrebarea ca să fiu primit de Dumnezeu. Ar trebui să aduc ceva mai bun, ceva mai scump decât am făcut până acum? Sau cum e? Pentru că ideea aceasta foarte bine este promovată recent chiar și în cercurile protestante. Dai drumul la un radio, dai drumul la un post de televizor, citești o carte creștină, un oarecare program creștin îl citești, și vei vedea cum ideea aceasta ți se impune, ți se bagă,
că cu cât mai mult ai dat lui Dumnezeu și cu cât mai scump te-ar costa să-i dai lui Dumnezeu, cu atât mai bine ai să fii primit de Dumnezeu. Și încă nu am auzit lucrul acesta din gura la niciunul din evangheliștii Domnului Iisus Hristos să ne spună că la Hristos e ca și cum ar fi o bancă cu foarte bune, cu foarte bune rate. Să investești un dolar și să primești înapoi 100, să investești 100 și să primești înapoi 1000 și hai tot așa să învârtim roata și să învârtim roata să ajungem cu toți bogați. Ceea ce știm noi din Sfânta Scriptură e că orice om care vine înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi cere inima. Și Domnul Iisus Hristos aceasta și-a cerut de la fiecare din urmașii Lui. Și a zis, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lapede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și se ridică unul din apostoli și îi șoptește Domnului la ureche, auzi, noi am lăsat toate. Ce vom avea din tot business-ul ăsta? Ce vom avea din toată afacerea aceasta? La care Hristos Domnul îi dă un răspuns și răspunsul care să-i satisfacă pe toți oamenii din orice generație. Și Hristos îi spune, în lume veți avea necazuri. În Geneza capitolul 4, de fapt noi vedem aici că Abel aduce într-adevăr o jertfă mult mai scumpă, mult mai bună, mult mai costisitoare în comparație cu a fratelui lui. Deci așa nouă și mi se spune că Abel a adus o jertfă de mâncare din oile întâi născute și din grăsimea lor. Tot ce era mai bun l-a privit cu ochii omenești, tot ce ar fi fost mai plăcut și mai gustos în gura unei ființe umane, mă refer din bucatele acele care putea să fie pregătită o mâncare bună, toate acele au fost strânse împreună într-un dar și aduse înaintea Domnului. Dar n-ar trebui să fim duși în eroare. Ar trebui să înțelegem că chiar dacă biserica de astăzi nu are altarul și nu mai aduce jertfele acolo, totuși, înaintea lui Dumnezeu se vine nu oricum. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului, ci se are în vedere inima omului. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere scumpetea darului care se dă, ci se are în vedere atitudinea cu care se face. Noi vedem aici, ni se spune în Sfânta Scriptură, că Abel a adus o jertfă și Cain a adus o jertfă. Dar se transmite ideea și se arată foarte clar că unul aduce jertfă lui Dumnezeu după instrucțiunile Domnului și altul le aduce în felul în care el crede că ar trebui să fie aduse jertfele. Nu judecă Dumnezeu jertfa, judecă intenția. Nu judecă Dumnezeu persoana în sine, dar judecă gândurile pe care le-a acceptat și a lăsat să-i dirigeze faptele. Domnul Dumnezeu îi spune lui Cain, ia bine seama pentru că păcatul pândește la inimă. Fii atent! Tu ești în stare să îl blochezi, tu ești în stare să-l oprești. Tu ești cel care trebuie să-i spui da sau nu. Vedem aici în Sfânta Scriptură că această jertfă pe care o aduce Abel este pe baza credinții lui sincere. Așa ne spune în versetul 4 că pe baza a ceea ce el a făcut a ajuns ca să fie un om neprihănit. Eugene Peterson a scris într-o carte următoarele. Prin actul credinței, Abel a adus un sacrificiu mai bun decât fratele lui Cain, o jertfă lui Dumnezeu. Și ceea ce noi am putea să credem
că jertfa în sine conta, de fapt, diferența majoră nu este în jertfa însăși, ci în actul credinței. Autorul continuă și zice, Cain, poate că a avut intenții bune să aducă și el o jertfă, dar ceea ce a făcut nu era după planul Domnului. Pe de altă parte, un alt scriitor creștin spune următoarele, jertfa lui Cain n-a fost refuzată din cauza a ceea ce Cain în sine era ca și om, ci din cauza intențiilor și din cauza hotărârii din inima lui pe care a lăsat să pună stăpânire pe ființa lui. Abel a adus o jertfă mai bună pentru că în inima lui el a fost întru totul dat Domnului. Este foarte important să realizăm pe când obiceiurile, ritualurile și anumite tradiții sunt bune în biserica creștină, uneori unele din ele sunt făcute din obligație. Atunci dacă ele sunt făcute din obligație, cât din ele vor fi primite Domnului și cât din ele doar vor atinge tavanul și vor cădea jos. Vă asigur că foarte multe din activitățile în care s-au implicat și s-au antrenat unii din frații ai noștri a fost doar jertfe aduse cu buzele. Domnul Iisus Hristos a spus în unul din Evanghelii, în Evanghelia lui Ioan, că atunci când noi ascultăm și împlinim cuvintele Lui, arătăm că suntem ucenicii Lui. Evanghelia lui Ioan, capitolul 8, versetul 31. Abel a adus o jertfă și era pe baza credinței lui și această jertfă l-a declarat să fie om neprihănit. Cain a adus și el o jertfă, dar jertfa lui n-a fost primită. Și ca răspuns din ce cauză nu a fost primită jertfa lui, putem să ne uităm în Proverbe, capitolul 15, versetul 8. Și acolo ni se spune foarte clar de ce cauză jertfa celor răi nu este bine primită. Proverbe, capitolul 21, versetul 27 ne spune sau ne transmite aceeași idee că sunt oameni care vor aduce jertfe, dar cu intenții greșite. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. În ultimul rând, credința neprihănitului Abel este un exemplu demn de urmat. Am văzut că credința neprihănitului Abel a fost dovedită prin ceea ce el a făcut. În al doilea rând, l-a ajutat să rămână integru, l-a ajutat să rămână corect, să rămână drept înaintea lui Dumnezeu, credința pe care a avut-o. Și în al treilea rând, credința neprihănitului Abel este un exemplu demn de urmat. Dați-mi voie să vă întreb. A fost Pavel Apostolul umplut de un duh de mândrie? A fost el bolnav mental? Sau n-a avut dreptul să spună afirmația pe care a făcut-o? Călcați pe urmele mele. Are dreptul vreun om pe fața pământului, fie el credincios de 20 de ani sau de 40 de ani, fie el bărbat sau femeie, fie el tânăr sau vârstnic, are dreptul să se ridice și să zică călcați pe urmele mele, unor oameni cărora el le-a predicat Evanghelia. Este o întrebare la care biserica creștină se divizează.
Pentru că auzim foarte mulți scriitori și foarte mulți tălmăcitori a Sfintelor Scripturi că niciun om nu ajunge pe fața Pământului să fie neprihănit. Și este foarte corect. Și nu cred că Apostolul Pavel a ajuns să fie perfect. Chiar el însuși spune că se lupta cu anumite sentimente, cu anumite emoții și s-a luptat și cu unele persoane și cu altele și a fost atacat și de fățarni și de frați mincinoși. A avut de toate experiențele, dar totuși are destul îndrăzneală să stea în picioare înaintea fraților, înaintea bisericii și să zică chiar dacă cineva se va ridica în picioare și va vrea să mă judece, nu va putea. Este vorba despre un om ca și noi. Dacă el a putut să se ridice în picioare și să zică cuvintele acestea, călcați pe urmele mele, ce ne împiedică pe noi să nu ajungem la un moment în care să-i spunem unui om păcătos, dacă vei face ca mine, îți vei mântui viața. Și nu sunt gândurile mele expresia aceasta, ci este același sfat al Apostolului Pavel, care el a dat lui Timotei. Și lui Timotei, Sfântul Apostol Pavel îi spune următoarele. Ia bine seama la tine însuți și la învățătura pe care o dai altora. Și mai apoi Pavel continuă și spune, dacă vei fi atent, dacă te vei analiza pe tine și înaintarea ta va fi văzută, în felul acesta te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. Frate și soră, nu este greșit să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui că ești slab și păcătos. Nu este rușine să admiți că încă nu ești la nivelul la care Dumnezeu ar vrea ca tu să fii. Nu este greșit lucrul acesta. Este o atitudine corectă să te vezi înaintea lui Dumnezeu încă slab, încă păcătos și că ai nevoie de iertarea Domnului Iisus Hristos. Dar lucrul acesta n-ar trebui să fie o piedică în înaintare pe care trebuie să o arăți în credință, în creșterea pentru maturitatea la care te cheamă Domnul Iisus Hristos. Este greșit, pe de altă parte, ca un copil al lui Dumnezeu, ca un creștin care îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos personal și spune că este un om născut din nou, ar fi greșit ca omul acela să nu poată să slujească ca și un exemplu celor care încă nu îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Să știți dumneavoastră că nu întotdeauna Biserica Domnului Iisus Hristos este în stare să predice Evanghelia cu cuvintele, fie prin vorbire, fie prin cântare. Pe de altă parte, de cele mai multe ori, Biserica Domnului Iisus Hristos a predicat Evanghelia prin felul de comportare și prin felul de viață. Vorbeam cu o persoană săptămâna aceasta și el mărturisea următoarele lucruri. Zice, l-am cunoscut pe cutare și pe cutare, ca și om, cu vază în localitate, cu tărie fizică fenomenală. Un om care a putut cu mâinile lui să zidească o casă destul de frumoasă. Dar zice, îmi pare rău că după atâția ani, și e vorba de vreo 45 de ani, niciodată nu l-am cunoscut ca și creștin. Cu toate că omul acela mergea la biserică, cu toate că familia aceea spunea că este creștină, ei n-au slujit nimănui din împrejurimile care s-au aflat ca și un exemplu al Domnului Iisus Hristos demn de urmat. Concluzia care mi-o spunea persoana la telefon este aceasta. Zice, i-am spus omului direct, dacă nu te pocăiești și nu te lapizi de mândria aceasta a ta falsă, nu vei ajunge în raiul Domnului.
Poți în zadar să spui că de 45 de ani sau de 50 de ani ești prieten cu biserica, dacă nu ești frate cu Domnul Iisus Hristos, nu ajungi în împărăția Domnului. Întorcându-mă la Abel, credința neprihănitului Abel este un exemplu demn de urmat. Este un exemplu demn de urmat din cauza ascultării pe care a manifestat-o persoana aceasta și spunea cineva următoarele lucruri. Adevărata credință va aduce ascultarea și ele niciodată nu vor fi rupte una de alta. Ascultarea nu poate să dea naștere credinței, pe când credința adevărată întotdeauna va fi acompaniată de o ascultare deplină. E o frază adâncă. Dacă ne gândim atent la ceea ce a spus autorul, care a scris fraza aceasta, el a spus toată viața lui Abel într-o singură propoziție. Ascultarea nu poate da naștere credinței, pe când credința adevărată întotdeauna va fi acompaniată de o ascultare profundă. Ne uităm în Sfânta Scriptură la câteva texte și putem să ne dăm seama despre ce este vorba. Dacă ne uităm în Romani, capitolul 1, versetul 17, vom observa următoarele adevăruri care ar trebui să fie foarte bine ținute minte. Deoarece în ea, adică în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Dacă ne uităm la Evrei, capitolul 10, versetul 38, aici nouă ne spune următoarele. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Frate și soră, iubit ascultător, în textul acesta din Sfânta Scriptură, pe care l-am citit cu privire la Abel, Epistola Evrei, capitolul 11, versetul 4, că această credință a neprihănitului Abel vorbește și astăzi măcar că el este mort. Știți despre ce ne sugerează Sfânta Scriptură prin versetul acesta? Abel a trăit un mod de viață și chiar dacă el nu mai există viu, ceea ce a rămas în urma lui îi provoacă pe alții să-i urmeze exemplul. Domnul Iisus Hristos a trăit 30 și ceva de ani și a lăsat un exemplu demn de urmat. Sfinții apostoli și ei și-au trăit viața fiecare la generația lui și au lăsat un mod de viață drept de urmat. Acum este rândul nostru. Credința adevărată va fi acompaniată întotdeauna de ascultare și ascultare față de Dumnezeu, nu ascultare față de oameni. Dar credința adevărată, ea va lăsa o mărturie vie, bună, drept de urmat a celor care vin din urma noastră. Și James Moffat a scris următoarele lucruri. Moartea niciodată nu este ultimul cuvânt în viața unui om neprihănit. Când un om părăsește lumea aceasta, fie el rău, fie el bun, el lasă ceva lumii și generației care urmează. El poate să lase ceva care va crește și se va înmulți
ca și un cancer sau ca și o bacterie, ori el poate să lase ceva în urma lui care se va împrăștia și se va extinde ca și mirosul plăcut a unui parfum sau a unei flori care numai ce a înflorit. Biblia ne reamintește, chiar dacă Abel este mort, credința lui este un exemplu și faptul că el a trăit o viață de neprihănire, o viață de neprihănit, este o mărturie drept de urmat. Astăzi sunt mii și milioane de oameni care se uită la anumite persoane și le imitează felul de vorbire, le imitează felul de comportament, le imită anumite obiceiuri și anumite vorbe pe care ei le spun. Dar câți dintre copiii de la școală duminicală sunt într-atât de motivați de viața lui Abel, că ei vor să-l imite? Nu cumva viața noastră a celor maturi nu imită pe niciunul din sfinții de pe paginile Sfintelor Scripturi și aceasta îi provoacă pe copiii noștri să nu copie nici ei pe nimeni, ci să ne copie pe noi maturii. În încheiere vreau să mă adresez printr-o întrebare. Ce fel de mărturie lași tu în urma ta? Cum își vor aduce aminte oamenii de mine și de tine atunci când noi nu vom mai fi pe pământul celor vii? Credința este cheia a ceea ce i-a marcat viața lui Abel. Credința neprihănitului Abel este ceea ce l-a păstrat integru. Credința pe care a avut-o Abel a făcut în așa fel ca însuși Domnul Iisus Hristos să pomenească despre Abel. Când noi nu vom mai fi pe pământul acesta, când eu nu vom mai fi, despre ce vor vorbi oamenii cu privire la mine? Doamne, ajută-ne ca ei întotdeauna să vorbească despre credința noastră. Amin.